se apropie sentința pentru omul 2 în stat, Tericianu, în fața judecătorilor. Eful senatului, Celin Popescu Tericianu, este așteptat luni la Cluj pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de mărturie mincinoasă. La Cluj sunt citai omul de afaceri Remus Truic, dar i primul Paul al României. E posibil ca instana să stabilească azi ultimul termen. Ion Cristoiu subliniere care va fi soarta la orei Codruca Covesi, ce va face Claus Iohannis. Procesul în care Celin Popescu Tericianu este acuzat de mărturie mincinoasă sublinierei favorizarea făptuitorului are început în 14 martie la Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție, după ce, pe 10 februarie, instanța a decis că procesul poate începe pe fond, respingând definitiv cererile sublinierei în scepticile formulate de presubliniereedintele Senatului. În acest dosar, fusese audiat Tericianu, ca inculpat, în timp ce Erban Mihilescu a dat o declarație de martor în urma căreia procurorii s-au autosesizat pentru mărturie mincinoasă după ce acesta subliniere i-a schimbat de poziția dat în timpul urmăririi penale. Dosarul a fost trimis instanței în 6 iulie 2016, de către procurorii Nabra Sublinierov, care l-a pus pe Celin Popescu Tericianu ce a mincit în declarațiile date ca martor în dosarul retrocedrii unei suprafețe din Pădurea Snagov sublinierei a fermei Beneasa, în care sunt judecați princul Paul, Remus Truic, Tal Silberstein sublinierei Dan Andronic.